όλοι αυτοί που πάνε. Hello. Bună, bună din nou. Începem cu o priveliște super, dragilor. Incursiunea în necunoscut pentru voi. Eu mai am idee unde vă duc. Recunosc că am explorat înainte. Aici e o terasă drăguță pe malul mării. Aici este marea și o să mergem la o altă plajă. Ce frumos! Miroase foarte frumos, din nou a conifere. Știu, v-am zăpăcit cu ale mele conifere, dar nu pot să nu vă spun. Dacă sunteți cu minți, vă arăt și niște case care sunt scoase la vânzare cu $1,000,000. Oh! Aviz amatorilor. Eu doar vă informez. Sunt casele din față, acele sunt. You're moving up in the world. Mi amintesc de jocul meu acum. Pe care îl jucam cu voi. Cred că vă amintiți și voi. Ne apropiem de căsuțele. Foarte scumpuțe. Văd că este cineva, să aibă grijă de ele. Avem aici un smochin. Și niște mașini ce vor să mă calce. $1,000,000. Văd că una deja e locuită. Da, miroase frumos lavanda. Aceasta tot n-au reușit să o vândă. View-ul este, vă dați seama, la mare. A
Avem și niște măsline pe aici, o să vi arăt. Mare. Așa, din nou, filmam Landry, cei drăguți. O alee frumos așa. Da, după cum am zis, doar aceasta mai e disponibilă, nu este locuit. Cealaltă a fost vândută. Pe acolo mai este un drum pe care se vine. Din nou briză.
Este încă o bărcuță ancorat acolo. În spate, prea pe adâncă se vede. Aici am văzut anul trecut o țestoasă și am adus-o să bea apă. O să vă arăt unde. Într-un cănăluț. Nu știu dacă mai curge acum apa acolo. O să vedem că suntem împreună. Vedeți și voi. Ar fi chiar tare să văd iar broscuța la apă acolo. Da, era foarte sete și am dus-o la apă. Și a început să-și schimbe culoarea, adică a început să prindă culoarea, era șters așa. Înainte să-i dau să bea apă. Da, drăguțică. Alergam și acum mi se pare amuzant cum alergam așa cu ea mâna. Să o duc la apă, să salvez. Știți că mergea așa încet, încetișor. Și am mai întâlnit și niște căței, sper să nu mai fie și acum să mă muște. Mă rog, mă alergau, dar nu mă mușcă. Se pare că mai este cănăluțul, cănăluțul. Unde era apa? Da, uitați. Aici m-am dus-o să bea apă, dar am pus-o jos. Unde sunt niște palețe aici. Nu v-a dat seama că nu mai e, dar eu tot mă uit de ea. Frumusica. Broscuța. Beach bar. Și mergem așa pe aici, o să dăm de o plajă drăguță. O plajă unde erau foarte mulți sânțari. Sper să nu mai mănânci acum. M-am mușcat așa rău încât am crezut că am bubat. Chiar credeam că am bubat, adică eram, a, ok, 3 zile apare, 3 zile dispare, dar după 3 zile veneam iar aici și apărea exact ca la bubat. Pentru că stăteam la plaja cealaltă pe care ați văzut-o ieri. Și acum venem din nou la aceasta, iar săreau țânțarii, deci am avut bubatul. Amuzant, știu. Ce drăguț! Drăguț și nu știu cât de drăguț să fie atât de aproape de mare. Poate ajunge mare odată. Și nu mai ai cum să stai în căsuță. Zic eu. Și nu știu că vedeți, din cauza mării sunt erodate de rugină, de sare, gratiile la geamuri. Da, ne continuăm traseuțul. Am auzit și o ciorică aici în vegetația, arândunele. N-am surprins-o. Cioara! Băi, am văzut-o. Am și auzit-o. Și cred că pe aici e broscuța mea. Că știu că pe aici se plimba. Da. În căutarea broscuței. Dar ea stă ascunsă. Îmi pare rău că nu o să revăd. Acum chiar cred că nu o să revăd. Mai aveam o speranță că m-am dus la cănăluț. Am gândit că poate mai bea și apă. Da, dar să știți că era mare. Chiar era mare. Adică avea ceva ani. Și nu puțin. Și
Am vrut să vă mai zic ceva. Am vrut să vă mai zic că vă dau pupici vrăjiți și că vă mulțumesc că mă urmăriți. Din nou, aștept follow sau subscribe să ne revedem în vacanță. Vacanța oricum este pe sfârșite, dar mă bucur că sunteți și voi cu mine. N-am putut să fac pauză pentru că vreau să vă transmit și vouă bucuria mea. Și de asta spun că însemnați foarte mult pentru mine. Vă demonstrez asta prin fapt. Și vă mulțumesc din nou că mă urmăriți. Ce floare faină! Vă place? Foarte frumos. Interesant. Aici avem un Daffy. Pe el că nu-l cunosc, dar dacă o să petrec mai mult timp aici, o să vă spun. O să aflu eu. Din nou terasă la malul mării. Aici băieții au venit cu mașinuța la plimbare. Aici zilele trecute vă arătam eu de sus și vă spuneam că e un complex. Am ajuns aici lângă el. Acolo lângă gunoi a crescut o aloe imensă. Și aici este marea. Marea se cheamă Laia. Nu poți scăpa de vraja. Nu poți scăpa de vraja. Gunoi aici. Cred că sunt chiar, nu știu. Nu trebuia să lase gunoi. Și nici voi să nu lăsați gunoi pe nicăieri. Să fim mai buni. Acum ziceți că vai, cum salvăm noi planeta? Ba, salvăm, că dacă noi aruncă gunoiul, nu face bine. Se mai adună un gunoi pe planetă. Dacă este unul în minus, eu zic că e mai bine. Voi ce credeți? Ce loc frumos să stăm!
parcurgă. Aici au turnat și mine, cum vă spuneam. Toată lumea era de bun. Salutări, pupici! Mulțumesc că mă urmăriți!
și arată împrejurimi. Ia uitați, în colț acolo în spate este hotelul cu templul lui Zeus, unde am fost ieri. Vreți să facem o plimbare cu părcuța? Păi nu ia mea, n-am cum. Doar să vă vedeți acolo în depărtare, două camere negre. Se întorc pescarii de la pescuri. Acum unde este... Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.